Am o întrebare care mă frământă foarte puternic înăuntrul meu. Și întrebarea aceasta este generată de ceea ce văd că se petrece în jurul meu și de faptul că a fost o perioadă de timp în care am avut mai multe slujbe aici în casa Domnului. Am deschis mai des scripturile în locul acesta decât altădată, și poate că am rostit mai des numele Domnului Isus Hristos decât cu alte ocazii sau în alte perioade din an. Și întrebarea care mă frământă, dragii mei, odată ce am rostit mai des numele Domnului în această perioadă, este următoarea. Ce însemnează Isus pentru noi? Are vreo valoare, are vreo importanță. Sau este un nume și este un personaj cu care ne-am obișnuit așa de tare, așa de mult, încât inima noastră nu mai rezonează deloc atunci când el citit din Biblie, când este proclamat în predicare, când este pus în cântările noastre și așa mai departe. Isus, Isus și gata. Și ar pun întrebarea, ce înseamnă Isus pentru noi, frați și surori? Înseamnă ceva sau nu? După cele ce ne învață Sfânta Scriptură, Isus Hristos ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi Mântuitorul nostru personal. Aceasta a fost vestea uluitoare, extraordinară, pe care au adus-o îngerii din cer de la Dumnezeu atunci când s-a prezentat la păstoria cea în câmpie. În cetatea lui David, astăzi, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și ar pun întrebarea. Este Domnul Iisus Hristos mântuitorul nostru personal? Adică dincolo de nume, dincolo de personajul pe care ni-l imaginăm, într-o iesle sau cine știe unde, a lucrat el mântuirea în ființa noastră, în viața noastră sau încă n-a lucrat mântuirea? Să dea Domnul Dumnezeu din cer să fie mântuitorul nostru personal în mod real, în mod adevărat. Numai că, dragii mei, Domnul Iisus Hristos mai este ceva, nu este doar mântuitorul nostru personal, este și Domn, zice Biblia, numai că textul din această dimineață ne-l pune pe Iisus într-o altă ipostază. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră, cei care sunteți în locul acesta, ați învățat ceva de la Domnul Iisus Hristos, adică să faceți ceva ca și El. Este Iisus Hristos model pentru noi? El a zis despre sine, învățați de la mine. Adică luați-mă model, faceți ceea ce vedeți că fac eu, învățați să faceți ceea ce vă spun eu, sunt modelul vostru, zicea Domnul Iisus Hristos. Și mă frământă întrebarea asta, dragii mei, dacă Domnul Iisus Hristos este sau nu este modelul nostru. Facem ce ne învață El să facem sau ce face El. Se întâmplă asta sau nu se întâmplă? Ei, în această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu îl pune înaintea noastră pe Domnul Isus Hristos la vârsta de 12 ani. Și ziceți, eu am 40, am 50, am 80 de ani. Să iau eu de 80 de ani sau de 70 de ani sau de 40 de ani model un adolescent de 12 ani, se poate lucrul acesta? Avem ce învăța de la Domnul la 12 ani, frații mei? Poate fi modelul nostru sau nu? Ce ziceți? Ei, Domnul Iisus Hristos trebuie să fie modelul nostru. Și mă rog Domnului Dumnezeu să ne ațintim privirile spre El ca modelul nostru. Deci, fiecare dintre noi, oamenii mai în vârstă sau mai tineri, avem anumite lucruri sau anumite acțiuni pe care le repetăm cu o anumită frecvență. Și acțiunile acestea pe care le repetăm cu o anumită frecvență devin obiceiuri, obiceiuri personale. Sau altele sunt obiceiuri comunitare. Bun, ori, sunt unii dintre noi care așa s-au obișnuit, au obiceiul să se culce după ora 12 noaptea. Sunteți pe aici careva? Care aveți obiceiul ăsta? Nu că n-ați putea să vă culcați mai repede. Nu că n-ați putea să vă faceți altfel programul și undeva pe la 10 jumate, pe la 11, să uh, vă odihniți somnul acela care este binefăcător. Nu, nu, obiceiul este după 12. Alții obiceiul să se trezească mai devreme. Alții au obiceiul să lipsească de la casa lui Dumnezeu. Și spune Sfânta Scriptură: Să nu părăsim adunarea cum au unii obiceiul. Adică au obiceiul să ripsească frecvent de la casa lui Dumnezeu. Ei, frații mei, am spus poate câteva obiceiuri rele, dar credeți că sunt și obiceiuri bune? Ce ziceți? Sunt sau nu sunt obiceiuri bune? Bună oară, spune Sfânta Scriptură, în textul din această, din această dimineață. Că era obiceiul ca familia asta să se ducă în fiecare an la Ierusalim la un anumit prasnic. După obicei se ducea acolo. Era rău sau era bun obiceiul ăsta? Ce ziceți? Sau după obiceiul să zice Biblia, Domnul Iisus Hristos intra în sinagogă în ziua sabatului. Sau după obiceiul să zice Biblia, începea să învețe noroadele. Sunt astea obiceiuri bune sau nu sunt obiceiuri bune? Ce ziceți? N-aveți curajul să răspundeți la întrebările astea. Sigur că sunt obiceiuri bune. Sau eu avea obiceiul ca după ce copiii lui, cei 10 copii aveau câte o sărbătoare, câte un pradic, se întâlneau la unul dintre ei, să-i cheme, așa era obiceiul lui, și să-i sfințească, zicea eu în mintea lui, copiii ăștia, tineri ăștia, ori fi păcătuit în, inima lor, în gândul lor înaintea lui Dumnezeu. Îi sfințesc înaintea Domnului, aducea jertfe pentru ei. Era rău obiceiul ăsta sau era bun, frații mei? Care aveți obiceiul să stați pentru copii înaintea lui Dumnezeu zicând, o fi păcătuit în noaptea asta de Revelion. Ei, după obicei, dragii mei, familia asta îl ia pe Domnul Iisus Hristos, pe, pe adolescentul ăsta de 12 ani și îl duc la Ierusalim la sărbătoare, după obicei. Și ce se întâmplă la Ierusalim? Se duc zilele de prasnic, trec, familia strânge bagajele și se pregătește să se întoarcă spre casă. Și cineva rămâne la Ierusalim. Cine? Adolescentul Isus la 12 ani. A făcut bine sau a făcut rău? Deci, de la Domnul Isus Hristos, la vârsta asta de 12 ani, putem învăța ceva extraordinar. Și anume că viața noastră nu trebuie să fie legată numai de obiceiuri, chiar dacă sunt obiceiuri bune, pentru că sunt dincolo de obiceiuri trebuințe spirituale. A zis Domnul Iisus Hristos când mama l-a interpelat, i-a pus o întrebare, de ce n-ai făcut asta? A zis, nu știi sau nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Adică Domnul Iisus Hristos la vârsta asta de 12 ani, nu s-a mulțumit cu obiceiuri religioase. A priceput că trebuie să treacă dincolo de obiceiurile astea religioase. Și vreau să predic în această dimineață, dragii mei, despre viață de la obiceiuri religioase la trebuințe spirituale. Bine facem că ținem anumite obiceiuri bune. Bine facem că avem obiceiul să mergem la casa lui Dumnezeu. Bine facem că avem obiceiul să ținem anumite sărbători. Bine facem. Dar, dragii mei, dincolo de obiceiurile astea bune, obiceiurile religioase, sunt trebuințe spirituale. N-ați vrea să învățăm de la Domnul să trecem de la obiceiuri la trebuințele astea la împlinirea lor înaintea lui Dumnezeu? N-ați vrea să învățăm asta? Viața de la obiceiuri religioase, la trebuințe spirituale. Deci, mai întâi de toate, împlinirea trebuințelor spirituale solicită timp suplimentar. Știți, sărbătorile se încadrează într-un anumit timp. Praznicul acesta al Paștelor ținea cam șapte zile. Praznicul azimilor cu Paștele, cam șapte zile. Guvernanții noștri se uită la, la popor, așa la, la plebe, dacă vreți, și în funcție de cât văd ei că este înrădăcinat în mentalul colectiv o anumită sărbătoare, acordă zile libere. Ne dă de Crăciun, două zile, ne dă de Anul Nou, ne dă de Paște, ne dă de Rusalii, de Sfântă Maria. Că sărbători implementate în mentalul colectiv. Sărbătoarea ia timp. Și când s-a terminat timpul, două zile sau șapte zile sau o zi sau cât o fi acordat sărbători respective, ne-am luat la revedere și ne-am văzut de ale noastre. Dar ce faci cu trebuințele spirituale? Trebuințele spirituale nu se satisfac, nu se împlinesc în zile obișnuite de sărbătoare. Ele trebuie împlinite și dincolo de asta. Cer timp suplimentar. Frații mei, vă întreb, Dumneavoastră sunteți dispuși să acordați timp suplimentar mai mult decât o sărbătoare să împliniți nevoile spirituale? Sau nu? Domnul Iisus Hristos, dincolo de zilele obișnuite de prasnic, a rămas acolo la Ierusalim pentru că a zis, trebuie, e nevoie de timp mai mult. Și vreau să vă întreb, care dintre dumneavoastră vă rugați mai mult decât vă rugați la biserică? Sau îi destulă ziua de, de sărbătoare? Care vă care citiți în Biblie mai mult decât citiți aici în Biblie la, 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 biserică, eventual de pe, de pe monitor sau dacă aveți Biblia noastră sau dacă o aveți pe telefon. Pentru că trebuințele spirituale, nevoile spirituale solicită timp suplimentar. Nu-i destul cât ține sărbătoarea. Nu știu dacă mă înțelegeți, frații mei. E nevoie de ceva mai mult. Când pui timp suplimentar deoparte pentru trebuințele spirituale, demonstrezi că ele sunt importante pentru tine. Și vrei să le împlinești. Știți experiența lui Daniel din Vechiul Testament, când Împăratul a dat o poruncă 30 de zile să nu se închine, să nu se roage, să nu se închine nimeni altui Dumnezeu decât Împăratul? E mult 30 de zile sau e puțin? Timpul trece foarte repede acum. Suntem la prima duminică din luna ianuarie și nici nu ne culcăm bine și nu ne trezim că suntem la sfârșit de lună. Trece repede! Și omul ăsta putea zice 30 de zile, nu-i chiar așa, uh, capătul pământului, să nu mă închin lui Dumnezeu, nu, nu. De trei ori pe zi se ruga și, și slăvea pe Dumnezeu, cum făcea mai înainte. Trebuințele spirituale, dragii mei, nu pot să fie scoase în afara preocupărilor zilnice. Ele trebuie împlinite, sunt importante. O iau înaintea zorilor, zicea cineva. Dar de ce nu ai somn? Nu poți dormi? Ai prea multe griji pe cap să o iei înaintea zorilor. Nu, nu, o iau înaintea zorilor pentru trebuințele spirituale, pentru Dumnezeu, pentru relația cu Dumnezeu. O iau înaintea zorilor. Pentru că împlinirea trebuințelor spirituale cer timp suplimentar. Mai mult decât trei ceasuri într-o duminică dimineața sau două ceasuri într-o duminică după masă, o zi de sărbătoare pe săptămână, dragii mei, mai mult! Că ele sunt aici noi, când pun deoparte timp suplimentar, demonstrez că aceste nevoi sunt importante pentru mine, dar mai demonstrez, dragii mei, că sunt într-o permanentă așteptare de la Dumnezeu. Dumnezeu să facă ceva cu mine. Sau să-mi răspundă sau să mă ridice, sau să mă lumineze, să mă îndrepte pe calea cea bună, să facă Dumnezeu. Am așteptări de la Dumnezeu. Pun deoparte timp suplimentar să mă împlinesc nevoile astea spirituale, înaintea lui Dumnezeu, trebuințele spirituale, așteptând ca Dumnezeu să facă ceva. Deci, mei, la începutul cărții Faptele Apostolilor, spune Sfânta Scriptură că după o perioadă de timp, vreo 40 de zile, când ucenicii au petrecut cu Domnul Iisus Hristos cel înviat și Domnul tot vorbea despre împărăție, despre lucrurile viitoare, s-au dus undeva în, munte, în muntele măslinilor, s-a înălțat Domnul de acolo și apoi s-au întors din munte unde? În Ierusalim. Și unde au mers? Dragii mei, fiecare după, după ce Domnul s-a dus, nu mai era cu ei, nu mai era el elementul acela catalizator care să-i strângă, să-i adune, dragii mei. Puteau să se împrăștie, cum au făcut-o și altă dată. Dar oamenii aceștia au pus deoparte timp suplimentar și s-au dus toți în odaia de sus să aștepte. Ce să aștepte? Să vină Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ca așa le-a zis Domnul Isus să nu vă îndepărtați de Ierusalim până veți primi o putere de sus, până veți fi îmbrăcați cu Duhul Sfânt și veți primi o putere de sus. Și oamenii aceștia au pus deoparte timp suplimentar, așteptând o zi, două, opt, nouă, zece. Câte zile suntem noi dispuși să punem deoparte? Câte ceasuri dintr-o zi pentru împlinirea nevoilor noastre? spirituale, trebuințelor spirituale. Împlinirea trebuințelor spirituale, dragii mei. nu legată de o sărbătoare care ține o zi sau șapte. Cere timp suplimentar și mă rog lui Dumnezeu să ne dea tăria, să ne disciplinăm de așa manieră încât să putem pune timp suplimentar de o parte pentru asta, că pentru altele avem destul. În al doilea rând. Împlinirea trebuințelor spirituale cere curaj. Și poate ziceți ce curaj. Știți ce curaj? Curajul de a face altceva decât fac ceilalți. Vă întreb, anturajul Domnului Iisus Hristos, cel puțin despre asta să vorbim acum, cu care a venit înspre Ierusalim și care pleca de la Ierusalim, a făcut altceva decât a făcut el în momentele acelea. Nu e așa că a făcut altceva. Ei erau pe drum. El a făcut altceva. Ai curajul pentru împlinirea trebuințelor spirituale să faci altceva decât face marea majoritate. Ai curajul! Dragii mei, aveți curajul! Trebuie să ai curajul să te ocupi de, de trebuințele tale spirituale, chiar atunci când ești neînțeles de ceilalți sau de cei mai mulți. Poate de cei din casa ta. Sunteți aici oameni care nu sunteți înțeleși nici măcar de cei din casa dumneavoastră. De ce faceți ce faceți? Aveți curajul să rămâneți tot așa. Iosif, Maria, neamurile... Cei din, din nord care au mers spre Ierusalim pentru sărbătoare și au terminat sărbătoarea, toți mergeau spre casă. Iisus făcea altceva pentru că trebuie. Se preocupa de trebuințe spirituale. Zice Scriptura aici, mama și Iosif nu l-au înțeles. S-ar putea să ai o mamă care nu te înțelege. De ce te preocupe așa de mult? de cele spirituale. S-ar putea să ai frați care nu te înțeleg, să ai soț sau soție care nu te pricepe. De ce te ocupi tu așa de mult de cele spirituale? A, ai, ai religia ta, e, e bine că ai religia ta, dar chiar atât să te rogi așa de mult, să să mergi la biserică așa de mult, să postești așa de mult, să citești în Biblie așa de mult și nu te înțeleg cei de lângă tine. Trebuie să ai curaj să-ți împlinești trebuințele spirituale, alegând altceva. În Vechiul Testament este cazul lui Iosif, care avea niște frați, avea și el un tată, și omul acesta se preocupa de vorbirea lui, de, de, felul în care se poartă și frații lui vorbeau tot felul de prostii. Și omul ăsta venea și spunea tatălui lor toate vorbele astea pe care le spuneau. Îl iubeau frații lui pentru asta, nu? Cum să-l iubească? Omul ăsta avea descoperit de la Dumnezeu, tânărul ăsta avea descoperit de la Dumnezeu. Și descoperirile astea le spunea fraților și spunea tatălui și fraților lui îl pismeau și mai tare că se ocupă cu lucruri de, de astea, vise de la Dumnezeu. Trebuie să ai curajul să te ocupi de trebuințele spirituale chiar atunci când ești neînțeles de ceilalți. Și dimineața la biserică, și seara la biserică. Dar ascultați-mă, nu vreau să vă învăț acum, să vă învăț la rebeliune în familie. Nu asta vreau să vă învăț. Dar uneori, pentru împlinirea trebuințelor spirituale, trebuie să ai curajul, să nu te încadrezi în programul familiei. Încă o dată vă spun, nu vă învăț la rebeliune în familie. Programul familiei ăstea era să strângă bagajele și să plece într-o excursie de nu știu câtă vreme, de la Ierusalim până în nord. Ținea ceva vreme. Adolescentul sus. A ieșit din programul acesta numai să stea cu Tatăl, cu Dumnezeu. S-ar putea uneori programul familiei tale să fie, cine știe ce, mers la, la bal, la, la discotecă, mers cine știe unde, la distracție. Ai curajul să ieși din programul familiei. Program de tipul ăsta de care v-am spus ca să stai să-ți împlinești trebuințele spirituale. Chiar dacă zic că ești abodnic poate uneori. Dar ai o relație cu Dumnezeu de care trebuie să îngrijești, pe care trebuie să o cultivi, să o dezvolți, să te maturizezi în cele spirituale. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă duc un pas mai departe, dragii mei. Împlinirea trebuințelor spirituale. Împlinirea acestor trebuințe cere un anturaj duhovnicesc. Cu cine stătea Domnul Iisus Hristos în templu? E important cu cine stătea sau nu? Dacă aș discuta cu niște băieți sau cu niște fete care vin aici la biserică la vârsta de 12 ani, poate aș găsi mai mult cine știe pe unde, prin curte, dacă nu e școală duminicală sau... Ar intra înăuntru și ar ieși. Ar intra și ar ieși. Iar ar intra și iar ar ieși. Dacă aș întreba, dragii mei, la vârsta asta, cu cine au stat la sfârșitul anului și la începutul anului. Pe unde au pierdut vremea? Oare ce mi-a răspunde? Nu pricepem, dragii mei, că e foarte important sau că trebuințele astea spirituale cer un anumit gen de oameni cu care să-ți petrești timpul. O anumită calitate de oameni nu poți cu oricine și să zici mi-am împlinit trebuințele spirituale te -ai împlinit, te ai împlinit alte trebuințe dar nu pe cele spirituale eventual Domnul Iisus Hristos își petrecea timpul cu învățătorii cu aceia care aveau în mână Biblia și aveau un minte Biblia și poate în inimă Biblia cuvântul lui Dumnezeu cu aceștia își petrecea timpul împlinirea trebuințelor spirituale dragii mei cere o companie deosebită. Oameni care să te țină conectat la cele spirituale. Care să te țină legat, dragii mei, cu gândul, cu mintea, cu preocupările, cu, cu limbajul, cu vocabularul. Să te țină legat de cele spirituale. Stimații mei tineri, aduceți-vă aminte numai ieri, alaltă ieri și zile dinainte. Când a stat în mai mulți la o altă. Ce subiecte ați avut între voi? Ce subiecte v-au pasionat? Ce ați povestit unul cu celălalt? Sau unii cu ceilalți? Despre ce? Că, dragii mei, sunt tot felul de subiecte pe care le împărtășim între noi. De la politică și până la sport și până la lucruri indecente. Toate le povestim între noi. Când suntem, dragii mei, Cineva trebuie să ne țină conectați de cele spirituale. Ei, dar sunt o grămadă de din anturajul nostru care de, ne deconectează de la ele și ne conectează la lucrurile păcătoase ale lumii acesteia. Ei, cum vreți atunci să vă împliniți uh, trebuințele spirituale? Când cineva vă tot deconectează de la, de la cele spirituale și vă conectează la lucrurile lumii acestea. În plinia trebuințelor spirituale, dragii mei, cere o anumită companie, un anumit anturaj, oameni care să te țină conectați la, conectat la lucrurile lui Dumnezeu. Oameni pe care să-i poți întreba și de la care să poți aștepta și primi răspunsuri valide despre lucrurile spirituale. Că nu pe oricine poți să întrebi în mod serios, nu oricine îți răspunde în mod serios la întrebările pe care le pui. Zice Scriptura aici că punea întrebări, mai dădea și răspunsuri. Ca să poți pune întrebări, trebuie să ai întrebări. Și dacă nu te preocupă lucrurile spirituale, n-ai întrebări de pus. De aceea, ca să poți pune întrebări, trebuie să ai preocupări spirituale, să ai întrebări de pus. Și mă rog, Domnului, să fie preocupări de felul acesta. Și apoi să ai cui să le pui. De la Ierusalim spre Gaza se ducea un etiopian un famen din Etiopia, fusese la Ierusalim, citea din Biblie și avea întrebări. Și Dumnezeu i-a furnizat persoana potrivită căreia acest om frământat să-i pună întrebări. Și Filip s-a urcat în car și a zis etiopianul ăsta, despre cine vorbește profetul aici? Despre sine sau despre un altul? Și vă întreb, a primit răspunsul la întrebarea asta? Pentru că era într-un anturaj potrivit. Avea lângă el omul pe care Dumnezeu l-a furnizat pentru asta. Și Filip a început de la Scriptura aceasta și l-a predicat pe Iisus. Și omul acesta care a venit la sărbătoare, a venit să împlinească un ritual. Omul s-a întâlnit cu Hristosul care a devenit mântuitorul personal. Și a zis, ce mă împiedică să fiu botezat? Și a zis Filip, dacă crezi din toată inima se poate. Și acolo un drum la botezat. Pentru că a avut o companie care nu l-a decuplat de la lucrurile spirituale ci a răspuns la întrebările spirituale pe care le-a avut oameni la care să pui întrebări și de la care să primești răspunsuri dar oameni care să te influențeze pozitiv pentru viață v-ați întrebat vreodată câte din lucrurile rele pe care le faceți sunt pentru că ați fost influențați de anturajul în care ați trăit? La școală sau la facultate sau la locul de muncă sau chiar în familie? V-ați pus întrebarea asta? Câte din obiceiurile proaste, rele pe care le avem, sunt rezultatul influenței pe care alți oameni, răi din lumea aceasta, le-au avut asupra noastră și am început să copiem fără să ne dăm seama. Pentru că a intrat în sistemul nostru la un tric comportamentul acela și am început să-l facem tot așa. Când sunt în, într-un anturaj pozitiv de oameni temători de Dumnezeu, dragii mei, mă pot influența pe bine. Zice Biblia, nu vreau să leg neapărat ce spune acum de șederea Domnului Iisus Hristos în discuție cu învățătorii de acolo din templu, dar poate fi și asta. După ce a stat de vorbă cu ei, zice Biblia, s-a întors acasă și ce a făcut? Era supus părinților lui. Și creștea, și în statură și în înțelepciune și era plăcut înaintea lui Dumnezeu. Deci, mei, n-a stat în compania unor tineri, a unor oameni care să-l învețe să fie rebel, să n-asculte de tată și de mamă. Să întoarcă spatele tuturor povețelor pe care tata și mama cu bună credință și cu bună intenție le dă copilor. A, mai ascult de tata și mama la vârsta de 12 ani. Nu, nu. A fost într-un anturaj care l-a influențat să fie supus pe mai departe și să fie plăcut și la oameni și înaintea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei, și să înțelegem că trebuințele spirituale cer timp suplimentar, cer curaj, dragii mei, și trebuințele spirituale, împlinirea lor a trebuințelor spirituale, cer un anumit anturaj, o anumită companie. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți să facem așa. Încă o dată, e bine să avem obiceiuri bune, să ne ținem de ele, să avem sărbători pe care le ținem cu anumită ritmicitate, pentru că așa este viața. Numai că împlinirea trebuințelor spirituale cere să trecem dincolo de obiceiurile astea. Pentru asta trebuie să punem deoparte timp mai mult. Pentru asta trebuie să trăim mai mult în compania oamenilor Sfinții Lui Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la lucrul acesta. Amin.